În 1957, un băiețel în vârstă de 8 ani, Jason Voorhees, a murit înecat în tabăra Crystal Lake. Un an mai târziu, doi adolescenți, Barry și Clodit, care ar fi trebuit să salveze pe Jason, dar erau plecați prin pădure, sunt uciși de un străin care nu a fost găsit de poliție. În 1980, tabăra e redeschisă de Steve Christie, deși locuitorii orașului o consideră mântuită. O tânără, Annie, care trebuia să lucreze la tabără, e dusă de un șofer până la mijlocul drumului. Așa, el îi spune de moartea lui Jason și de adolescenții uciși un an mai târziu. După aceea, Annie se duce în mașina unei persoane necunoscute, dar fata observă că străinul o duce într-o direcție greșită și fuge din mașină. Ea e prinsă în pădure de străin, iar el îi taie gâtul. În acest timp, adolescenții au venit la tabără. Aceștia erau Alice, Bill, Brenda, Marcy, Jake și Ned. În timp ce directorul Christie e plecat, adolescenții încep să facă renovări pentru viitorii clienți. Străinul care a ucis-o pe Annie apare și se ascunde în cabana lui Ned. Băiatul îl vede și merge în cabana unde e ucis de străin. Ploaia se lasă iar adolescenții fug în cabana lui Alice, cu excepția lui Jake și Marcy. Marcy se duce la o cabană de vis-a-vis, unde era o baie. În acest timp, Jake e ucis de străin prin înjunghiere. După ce Marcy își făcu nevoile, străinul apare și o lovește cu un topor în cap. Cei trei rămași nu știau de crime și se jucau Monopoly. Steve Christie urma să ajungă la tabără, dar străinul îl prinde și îl înjunghie în piept. Brenda se duce afară după ce ploaia s-a oprit, ca să ia o gură de aer. Ea vede niște lumini aprinse și merge să investigheze, dar străinul o ucide. Alice rămâne la cabană, iar Bill iese și el afară. Străinul îl prinde și îl ucide. Alice aude afară ceva și merge să investigheze. Așa găsește lesul lui Bill. Speriată, fuge înapoi la cabană. Așa, ea găsește cadavrul Brendei. Speriată, fuge afară unde o mașină apare. Din ea iese o femeie, Pamela Voorhees, care îi spune lui Alice că lucra aici. Alice o duce în cabana ei. Pamela îi spune că Jason era fiul ei și că nu nota bine și că de aceea s-a necat. Ea spune că trebuia să fie supravegheat în fiecare minut. Alice nu înțelege, dar Pamela îi spune că i-a ucis prietenii deoarece îi consideră vinovați de moartea lui Jason. Pamela ia un cuțit de vânătoare și începe să o atace pe Alice. Fata fuge la mașină unde găsește cadavrul lui Annie. Speriată, Alice ia o macetă și o decapitează pe Pamela. Fata ia o barcă și scapă din tabără. În prezent, ea are coșmaruri în care Jason o ucide, doar ca să-și răzbune mama. Ballin', doing this is my calling. Flow is so appalling. My